Hei, salut, bine v-am găsit! Astăzi vreau să vorbim despre suflete pereche și despre destin, pentru că cineva mi-a scris acum câteva zile și mi-a spus că, într-adevăr, credea în suflet pereche și în destin. Bă, eu nu cred în asta. Eu nu cred în chestia asta, eu cred că există mai multe suflete pereche care pot apărea în viața noastră pe parcursul timpului și, în același timp, nu cred în destin. Eu nu cred în niște băiețași de aia cu ochelari cu... Lupă dublă, groasă și care au mânecile suflecate și stau undeva la un birou și îți scriu ție viața. Nu cred chestia asta. Absolut deloc. Eu cred că destinul cumva ne aparține cu toate erorile lui și cred că ar fi chiar plictisitor să știm dinainte ce urmează să se întâmple cu noi însă asta nu înseamnă că nu putem să ne dezvoltăm, nu putem să ne educăm și nu putem să creștem, astfel încât să putem înlesni accesul la persoane care ni se potrivesc, pentru că asta înseamnă, de fapt, acest concept de suflet pereche, o persoană care ți se potrivește și, bineînțeles, să putem să creștem din punct de vedere relațio relațional, să învățăm să fim în relații, astfel încât să putem să le ducem pe termen lung. Eu cred că asta cu sufletul pereche și cu everlasting love sunt două concepte care nu mai au nicio legătură cu vremurile actuale. Sunt niște chestii care țin de un romantism absolut trecut. Nu înseamnă că a fost rău, însă nu mai au legătură cu ceea ce se întâmplă astăzi. Și așa că putem să vorbim despre parteneri potriviți, despre relații sănătoase, despre relații funcționale și despre dorința noastră de a reuși împreună, atât cât se poate. Uh, și bineînțeles putem să modificăm puțin uh, termenii și să spunem că în loc de everlasting love merge și even after uh, love. Da? Uh, era uh, happily ever after, acum este și happily even after. Am întâlnit foarte multe persoane care din cauza acestor preconcepții, acestor uh, credințe despre suflet pereche și iubire veșnică, au devenit extraordinar de anxioase, ba chiar au picat în depresie, în momentul în care aceste iubiri s-au încheiat. Nu cred că e cazul, cred că putem foarte bine să trăim în continuare și să cunoaștem noi și noi iubirii, astfel încât să putem să atingem acea stare de bine pe care ne-o dorim cu toții. Trebuie doar să încercăm să fim mai flexibili, mai deschiși și să primim viața așa cum este ea și cu bune și cu rele și, dacă, bineînțeles, un episod s-a încheiat, să fim suficient de curioși astfel încât să vedem oare ce vine în episodul următor. Pa!